25 de instituții preșcolare din capitală sunt în plin proces de reparații. La grădinița Creșa numărul 146 din sectorul Rășcani se termoizolează fațada, se schimbă geamurile, rețeaua electrică și se renovează acoperișul. Educatorii spun că din cauza faptului că nu s-au făcut investigații ani în șir, iarna era frig în grupe, iar atunci când ploua, erau nevoiți să strângă apa în găleți. Are loc un proiect pe care l-am așteptat mai mulți ani. Beneficiarii acestui proiect sunt nemijlocit copiii care frecventează instituția noastră, părinții și, nu în ultimul rând, colaboratorii. Lucrările de renovare a grădiniței au început la mijlocul lunii martie. Se intervine la schimbarea geamurilor, la termoizolarea clădirii, dar și la renovarea acoperișului, rețelei electrice și sistemului de încălzire. Totodată se vor instala și panouri fotovoltaice care vor ajuta la micșorarea cheltuielilor. Cea mai mare problemă a instituției era rețeaua de încălzire, spun educatorii. Erau țevile foarte vechi, încă de pe timpul sovietic, care pe parcursul iernii apăreau diferite situații de avariere sau se spărgeau sau am avut un caz când copiii nefiind în dormitor, am avut marele noroc ca copiii să nu fie acolo și o țeavă de încălzire s-a spart și a curs apă fierbinte din ea cu presiune. Acum în grupe sunt calorifere noi, toate țevile au fost înlocuite. Urmează a fi finisată reparația în subsol. Totodată se lucrează la termoizolarea fațadei. Fisuri erau și sperăm că nu vor fi, chiar fisurile dintre blocuri erau și erau vizibile pe coridoarele instituției. Dar ce ține de fasadă, în grupe erau mucegai și noi din interior ne străduiam să le eliminăm, dar din păcate cu exteriorul era problemă. Instituția va beneficia și de un acoperiș renovat. La fiecare ploaie mare, atât eu ca educator, cât și administrația instituției, de fiecare dată fiind acasă noaptea și ploua, ne gândeam oare cine așteaptă mâine la grădiniță. Și de fiecare dată veneam și găseam apă pe jos, ne pregăteam din timp cu căldări și multe alte obiecte, îngreunau procesul educațional pentru că veneai dimineața și trebuia să pregătești, în loc să pregătești grupa pentru activitățile din ziua curentă, trebuia să elimini toate obstacolele. Cu toate că se fac lucrări ample de reparație, cei aproape 300 de copii frecventează în continuare grădinița, educatorii implicându-se mai mult în diferite activități. Lucrările de reparație se vor încheia la sfârșitul verii și sunt efectuate din bani municipale. Din 25 de instituții, reparații capitale se demarează în 13 grădinițe. În municipiul Chișinău activează 135 de grădinițe.